Ei bine să înveți de la omul care nu pur și simplu că face un training pentru că ia bani din asta sau pentru că își spărește imaginea, dar pentru că este pur și simplu îndrăgostit lui de domeniul în care activează și Dumitru e unul dintre acești oameni. Am venit și am prins câte ceva, ceea ce poate să mă ajute, știind că Facebook este un instrument foarte bogat în promovări online. Prezența în Facebook, inclusiv din zona asta, este eu ca persoană în pagină personală, eu ca business în pagină de business. Nu întotdeauna avem noi grijă de profilul nostru, pentru că e nostru și cine acolo se bage și vreau și eu fac. Главное, что мне понравилось, это то, что Дима учит с душой подходить к этому вопросу. То есть размышлять, думать, искать новые варианты и изобретать их самостоятельно. Am învățat cum să observ ce se întâmplă pe Facebook, de ce văd anumite postări și mai ales cum pot să promovez un anumit produs sau o anumită afacere prin intermediul Facebook-ului. E că partea asta eu nu ține de expertiză. Dacă vreți, asta ține de bunul simț. Se discută despre asta, că strategia acum este pe audiența nouă, nu este pe audiența existentă. Adică nu se mai merită să lucrăm ca să avem 10.000 de like-uri. Se merită să lucrăm în fiecare lună cu audiența nouă. Multe din cele aflate, desigur, le vom implementa, deja și le-am implementat, chiar și în cadrul cursului, deci a fost un curs practic, ce îmi spune. Mi-a făcut o imagine mai clară asupra la tot ce înseamnă prezența noastră pe online. Pe lângă multitudinea de informații pe care o poți prelua aici, atmosfera este fenomenală, așa că vă îndemn pe toți să veniți și să urmați aceste cursuri. Pentru mine au fost cele mai utile Facebook Pixel, lucru cu audiențele și setarea unor campanii mai complexe. Când noi avem același brand page și people și om, oamenii sunt confuzi, nu știu cu cine interacționează. Aveți posibilitate și vreți să creați în jurul vostru o comunitate, faceți-o prin grup. Voi nu puteți, nici într-un caz, voi nu puteți să aveți o performanță dacă voi nu vă știți punctul A de la care voi porniți acum. Punctul ăsta ar însemna câți vă văd lunar, câte lead-uri vă vin, care e conversia la lead-urile astea, câți oameni intră pe site, testați importanța pe cât de important pe de voi sunt postările. Toți oamenii din jurul vostru sunt loiali și ei nici n-au cum, nu din cauza că voi nu sunteți importanți, contentul vostru nu e bun. În contextul ăsta voi trebuie să testați și când o să vedeți genul că postarea noastră are 3 like-uri, să nu plângeți, asta e normal.